Miercuri, pe raza comunei Schitu Golești, a fost observat de către jurnaliști o pânză de fum ce se ridica din câmp. Sosiți la fața locului, jurnaliștii au constatat că pe o suprafață de peste un hectar fusese arsă vegetația uscată, iar focul tindea să se extindă și la celelalte suprafețe de teren. La fața locului nu se afla nicio autoritate locală, jurnaliștii fiind cei care au anunțat primăria și pompierii și-au încercat să oprească extinderea focului. De la 1 iulie până în prezent s-au înregistrat 70 de incendii de vegetație uscată și de alte tipuri. Incendiile nu sunt produse din cauza caniculei, ci din acțiune umană, ori intenționat, ori prin executarea activității de igienizare necorespunzătoare, precizează conducerea ISU Argeș. Pe vreme de caniculă, încercarea de a curăța terenurile de iarbă prin aprinderea acesteia poate produce grave pagube, mai ales atunci când, așa cum s-a constatat, focul nu este supravegheat.